Centrul pentru studiul convertirii și întâlnirilor interreligioase de la Universitatea Ben Gurion din Negev a acordat premiul Ladislas Lașt 2022 pentru angajament ecumenic și social Asociației Negev Interfaith lui Isca Harani și părintelui Olivier de la Mănăstirea Benedictină din Abu Ghosh. Premiul, înființat de această universitate în anii 1980, poartă numele unuia dintre binefăcătorii universității, Ladislas Lașt. Acesta este acordat unor personalități pe care le considerăm un exemplu în promovarea toleranței interconfesionale. Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc în data de 8 noiembrie. În discursul său, decanul Universității Ben Gurion a subliniat alegerea comitetului de premiere de a se concentra pe activitățile actorilor locali, demonstrând că fiecare persoană poate face diferența în promovarea înțelegerii și toleranței între diferitele religii. Isca Harani activează în domeniul educației și al întâlnirilor interconfesionale de peste 30 de ani. דווקא כשהחברה היא מקוטבת, אנחנו צריכים ללכת אל המקומות שבהם אנחנו שואלים שאלת יסוד, מי אנחנו? Tocmai când societatea este polarizată, trebuie să ne întrebăm cine suntem. Trebuie să căutăm rădăcinile, iar asta înseamnă dragoste pentru țară, pentru scripturi și personalități care sunt lumina în care vrem să mergem, precum credința lui Avraam sau lumina profeților. Avem atât de multe în comun, încât nu ar avea sens să nu vorbim despre umanitatea noastră comună. Organizația caritabilă Negev Interfaith promovează relațiile interconfesionale și educația pentru pace interreligioasă în Negev. Dacă ne întoarcem la fundamentul corect al religiei, fie ea evreiască, islamică sau creștină, vom trăi în pace și prosperitate. Ne dorim prosperitate pentru noi toți și suntem convinși că lumea religioasă poate aduce vindecare. Oamenii religioși de diferite credințe care învață să facă binele și să trăiască în pace, trebuie să participe la dialog pentru a aduce această schimbare. Părintele Olivier de la Mănăstirea Benedictină Abu Ghosh primește numeroși vizitatori la mănăstire și lucrează pentru a promova cooperarea între creștini, evrei și musulmani. El are relații excelente cu musulmanii locali și crede că înțelegerea dintre religii este posibilă. Uneori ne confruntăm cu probleme, dar trebuie să mergem mereu înainte și să ne păstrăm speranța. În timpul dezbaterii, laureații și-au exprimat convingerea că înțelegerea interreligioasă este posibilă într-o societate polarizată politic. Rabinul Shirlow l-a citat pe profetul Isaia, subliniind descendența comună a celor trei religii monoteiste din Avram. Sheikhul Al-Atauna a declarat că islamul nu-i obligă pe alții să se convertească împotriva voinței lor. Părintele Olivier a spus că mesajul cu care a sosit în Țara Sfântă este acela de a uni inimile fără excepție. Isca Harani a spus că copiii ar trebui să fie educați să vadă oamenii ca ființe umane și nu doar ca persoane aparținând unei religii. Profesoara Daniela Talmon-Heller, directoarea Centrului pentru Studiul Convertirii și Întâlnirilor Interconfesionale, a ținut o scurtă prelegere în care a documentat modul în care liderul islamic, Saladin, a fost un model de toleranță interconfesională.